Salutare tuturor! Sunt Irina Dumitru, autoarea cărților Sophie, robotul cu suflet, Ceața albastră și ultima mea carte lansată, Pierdut geniu, pe care vă invit să o descoperiți în librării pe Libris, Cărturești și pe site-ul editurii casusbooks.ro. Dragii mei, alături de geșcuța mea micuță de cafea pe o nas, vă invit să discutăm despre cartea care m-a făcut să visez, să-mi doresc să scriu și să-l îndrăgesc cât se poate de mult pe fascinantul Albert Pascal, personajul principal din Complicații inutile. Complicații inutile este o serie de două cărți care se pot citi independent, scrise de autoarea Raluca Irinie. Este a doua publicație a autoarei, în trecut având o altă colaborare într-un proiect mare, și este un roman spectaculos dacă analizezi din toate punctele de vedere, începând cu modul în care au fost creionate personajele, psihologia lor, modul de a crea adrenalină, de a contura scene de o intensitate maximă și este de asemenea cartea pe care vă invit să o descoperiți alături de mine. Complicații inutile, spune pe verso, este o poveste despre oameni și provocările vieții. Ai putea spune că este un roman de dragoste, însă este un thriller psihologic cu accente dramatice. Finalul veți descoperi că nu este unul fericit, ci este unul care vă invită să meditați. Personajul principal, v-am spus că este cel pe care, de care m-am îndrăgostit, pentru că Albert Pascal exercită o forță de atracție irezistibilă. Nu știi dacă îl iubești, dacă îl urăști, dacă pur și simplu ai vrea să-l vezi mort la finalul cărții, însă cu toate problemele, cu toată nebunia lui, nu ai cum să îl ignori. Albert primește numele acesta de Pascal pentru că autoarea declară într-un videoclip: Pascalul este unitate de măsură pentru presiune. Iată că Albert Pascal este un exponent al cuvântului presiune. Este ca o bombă gata să explodeze și nu știi când o va face și cum se va întâmpla. Pot să vă spun că l-am înțeles pe Dan Trebul doar odată ce am citit și al doilea volum al seriei, Gloanțe oarbe. După cum vă spuneam, cărțile se pot citi independent, însă vă recomand să le străbateți pe ambele, pentru că în volumul al doilea vom afla motivele din spatele personajului Albert Pascal. Personajul feminin al cărții este Charlotte. Charlotte care îi pică în plasă lui Albert Pascal, care cu toată nebunia lui o iubește, însă modul de manifestare a iubirii nu este tocmai unul pe care ți l-ai dori. Trec amândoi prin drama pierderii copilului, iar asta îi marchează și îi schimbă. N-aș vrea să intru prea mult în ceea ce înseamnă detaliile din carte. Acestea vă las să le descoperiți voi. Însă vă spun că merită citită doar pentru a-i afla stilul de creare, de conturare a personajelor. Pot să vă spun de asemenea că cele mai frumos și mai bine conturate personaje de etnie, personaje credibile, sunt cele realizate de Raluca Irinie. Și o să-l pomenesc aici pentru că, de asemenea, mi-a plăcut foarte mult modul în care realizează diversitatea personajelor. Este vorba despre Marius Albert Neguț.
Da, Vio, personajul feminin de etnie romă, este atât de bine realizat și are atât de multe straturi, pentru că oamenii, în general, sunt creați din straturi, nu suntem niciunul alb, negru, suntem cu toții gri, iar asta știu să realizeze Raluca Irinie. Vă invit să-i descoperiți cartea și stilul. Nu este Musa un roman dedicat publicului feminin. Am prieteni bărbați care au reușit să o citească și au rămas de asemenea atât de impresionați de felul în care autoarea realizează scenele de luptă, iată cum realizează în volumul al doilea scenele de război din Afganistan. Pentru că nu v-ați spus secretul, Albert Pascal în volumul 1 este angajat al poliției la secția de luptă antidrog, însă în volumul al doilea îi descoperim trecutul când a lucrat ca și mercenar în forțele speciale. Deci da, trebuie să-i le citiți, sunt super, super antrenante. Așa că dacă v-a plăcut videoclipul meu, vă invit să dați like postării, să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că în fiecare săptămână voi încerca să postez câte o recenzie asupra cărților pe care le-am citit. La revedere, dragii mei! Vă invit să citiți, citiți, citiți și nu uitați de cartea Complicații inutile de Raluca Irinie. Pe curând!